Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare C++. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile C++ pentru construirea de algoritm ce combină structura secvențială și cea alternativă și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură un număr natural și afișează pe ecran mesajul număr par, dacă valoarea citită corespunde unui număr par, respectiv mesajul număr impar, dacă valoarea citită de la tastatură corespunde unui număr impar. Ca de exemplu, în cazul în care de la tastatură se citește valoarea 12, atunci pe ecran, în urma execuției, programul va afișa mesajul număr par, iar dacă de la tastatură se citește valoarea 15, atunci mesajul afișat de program, în urma execuției sale, va fi număr impar. În programul principal se declară variabila n de tip întreg și cu ajutorul instrucțiunii sin se citește de la tastatură o valoare care va fi memorată în variabila n. Citirea de la tastatură este precedată de afișarea unui mesaj în care utilizatorul este invitat să tasteze o valoare. Folosind instrucțiunea if, se verifică dacă restul împărțirii lui n la 2 este 0, caz în care variabila n are o valoare pară și deci se va afișa pe ecran cu ajutorul comenzii cout mesajul număr par. În cazul în care restul împărțirii lui n la 2 este diferit de 0, atunci se trece la executarea instrucțiunii cout din ramura else și se afișează pe ecran mesajul număr impar. Urmărim rezultatul afișat pe ecran la execuția programului pentru cele două situații posibile, când n primește valoarea 12 și când n primește valoarea 15. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură două numere naturale ce reprezintă vârstele celor doi frați, Alex și Andrei, și afișează pe ecran numele fratelui mai mare și diferența de vârstă dintre cei doi frați. Cele două valori afișate vor fi despărțite printr-un spațiu. În cazul în care cei doi frați au vârste egale, atunci pe ecran se va afișa mesajul gemeni. La execuția programului, dacă de la tastatură se citesc valorile 15 și 13, reprezentând vârsta lui Alex și a lui Andrei, atunci, deoarece Alex este fratele mai mare, se va afișa pe ecran mesajul Alex urmat de valoarea 2, reprezentând diferența dintre vârstele celor doi frați. Programul principal începe cu declararea a două variabile, Alex și Andrei. Utilizatorul este invitat să introducă de la tastatură vârsta lui Alex, iar valoarea citită va fi memorată în variabila Alex. Vom proceda similar pentru variabila Andrei. Cu ajutorul instrucțiunii alternative if, vom compara cele două valori și dacă valoarea variabilei Alex este mai mare decât valoarea variabilei Andrei, atunci mesajul afișat pe ecran va fi Alex, urmat de un spațiu, urmat de valoarea diferenței de vârstă dintre cei doi frați. Altfel, în cazul în care vârsta lui Alex este mai mică decât vârsta lui Andrei, atunci se afișează mesajul Andrei, urmat de caracterul spațiu și de diferența de vârstă dintre cei doi frați. În ultimul caz, în care cei doi frați au vârste egale, se va afișa mesajul gemeni, situat în ultima clauză else. Dacă de la tastatură se citesc valorile 13 și 13, atunci, în urma execuției programului, mesajul afișat va fi gemeni. Aplicație practică 3. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură în variabilele x,
A, B, trei valori întregi și afișează pe ecran mesajul da, în cazul în care valoarea variabilei X aparține intervalului închis AB, respectiv mesajul nu în caz contrar. Dacă, de exemplu, de la tastatură se citesc valorile 12, 10 și 30, se va verifica dacă valoarea 12 aparține intervalului 10-30 și deci se va afișa mesajul da. Pentru următorul exemplu, dacă valorile citite sunt 12, 15 și 30, se observă că valoarea 12 nu aparține intervalului închis 15-30 și deci mesajul afișat pe ecran va fi nu. Programul principal utilizează instrucțiunile cout pentru afișarea de mesaje ce invită utilizatorul să completeze datele de intrare. Citirea acestora se realizează cu instrucțiunea sin aplicată celor trei variabile X, A, B. Structura alternativă if va verifica dacă valoarea variabilei X este mai mare sau egală cu valoarea variabilei A și în același timp mai mică sau egală cu valoarea variabilei B. Caz în care X se găsește în intervalul închis AB și deci mesajul afișat pe ecran va fi da. În caz contrar, pe ecran, cu ajutorul instrucțiunii cout, se va afișa mesajul nu. În execuția codului, dacă de la tastatură citim valoarea 12, pentru X 10 pentru A și 30 pentru B, se observă că va fi îndeplinită condiția din if și deci mesajul afișat va fi da. În următorul exemplu, dacă de la tastatură se citesc valorile 12, 15 și 30, se observă că valoarea 12 nu se regăsește în intervalul 15-30 și deci mesajul afișat va fi nu. Aplicație practică 4. Scrieți un program în limbajul de programare C++ care citește de la tastatură în variabilele AB două valori întregi și afișează pe ecran câtul dintre A și B dacă valoarea variabilei B este diferită de 0, respectiv mesajul împărțire imposibilă în caz contrar. Prin această aplicație vom verifica dacă se poate realiza împărțirea a două numere întregi, caz în care se va afișa valoarea corespunzătoare. De exemplu, dacă cele două valori sunt 10 și 2, atunci se poate realiza operația de împărțire, deoarece numitorul fracției este diferit de 0. Pentru exemplul următor, în care numitorul este 0, ne dorim ca programul nostru să afișeze mesajul imposibil. În codul prezentat, se citesc de la tastatură în variabilele A și B cele două valori solicitate ca date de intrare. Instrucțiunea alternativă if va verifica dacă valoarea variabilei B este diferită de 0, în acest caz dacă numitorul fracției are o valoare diferită de 0. Și dacă este îndeplinită această condiție, atunci se calculează și se afișează pe ecran rezultatul împărțirii dintre cele două valori citite de la tastatură. Dacă valoarea variabilei B este 0, atunci se execută instrucțiunea cout din ramura else a instrucțiunii alternative if și se afișează pe ecran mesajul imposibil. La execuția programului, pentru valorile citite 10 și 2, se afișează valoarea 5, iar pentru valorile 15 și 0, pe ecran va fi afișat mesajul imposibil. Exersează singur și scrie un program în limbajul C++ care citește de la tastatură în variabilele A și B două valori întregi și afișează pe ecran în ordine crescătoare, despărțite printr-un spațiu, valorile celor două variabile. De exemplu, dacă A egal cu 10 și B egal cu 2, atunci, în urma execuției programului, se va afișa pe ecran următorul șir de valori, 20. Dacă A egal cu 15 și B egal cu 30, valorile afișate vor fi 15-30.
Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți construi algoritme elementari care combină structurile secvențiale și alternative în scopul rezolvării unor probleme.